Don't like you, she likes everyone. Bună tuturor, este Genia și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi v-am gândit să fac un tag. L-am văzut la jurnalul pentru bebe mic și mi-a plăcut foarte mult și am zis că hai mă să-l fac și eu. Și citesc aici pe canalul fetei ăstuia întrebările. O să vă las canalul ei în infobox și hai să încep. Tagul este, nu v-am spus ce tag este, tag de bucătărie. Și fiindcă eu mă ocup foarte mult de bucătărie, hai să vedem ce întrebări are. Prima întrebare, care este felul preferat de mâncare? Felul meu preferat de mâncare se numește parmigiana. Se numește parmigiana. Este un... Dacă mă urmăriți, știți că canalul meu italienesc se numește Parmigiano Insieme, care vine exact de la felul meu preferat. Sunt vinete tăiate felii, făcute la cuptor cu parmezan, cu bunătăți. Ăla este felul meu preferat. Întrebarea 2. Care fel de mâncare ți amintește de copilărie? Piure cu pui. Ce ai gătit pentru prima dată? Vă dați seama că mai am puțin și fac 40 de ani, chiar nu mai țin minte ce am gătărit eu prima oară. Îți place, dar nu gătești. A, ce-mi place mie și nu gătesc? Îmi place drop. Eu mor după drop, dar nu l-am făcut niciodată. O las pe mama să fac. Gătești, dar nu-ți place. Ce gătesc și nu-mi place, nu prea am eu chestii, tot ce gătesc mie îmi place. Felul de mâncare cel mai apreciat. Nu, stai că am greșit, m-am dus prea departe. Un eșec în bucătărie, fără număr, eu... Asta ar trebui să-l întrebăm pe Mateo. Câtă mâncare greșește mama? Aproape toată. No, eu sunt un dezastru. Pe parte fac lucruri bune, dar pe parte alea tradiționale mai... Eu sunt cu lucrurile mai moderne, alea tradiționale nu prea. Gătești tradițional? Nu. Felul de mâncare, de mâncare cel mai apreciat. Ce-ți place cel mai mult în ceea ce face mama? Gnocchi. Auzi, place gnocchi mie. Dulce sau sărat? Amândouă. Trei ingrediente care nu lipsesc niciodată din frigider. Din frigider, ouă, chiar dacă mâncăm mereu, ouăle nu lipsesc de acolo, laptele iar nu lipsește și legumele, nene, legume fără număr. Trei condimente preferate în afară de sare. Basilico, rosmarino și mentă. Singură sau cu ajutare în bucătărie? Câteodată singură, câteodată cu ajutorul mamei. Șervețele de hârtie sau prosoape de pânză? Prosoape de pânză. Respectați cu strictețe rețetele? Nu mereu, pentru că mai ales că eu realizez rețete light, transform alea tradiționale cu ulei de la mult în ele în rețete light. Asta a fost tagul, chiar e simpatic. O să-l dau cui vrea să-l facă. Îmi vine în minte Alexandra, de pe canalul Alexa Saiat, mămica lui Noa, dacă are plăcere să-l facă, Raluca Gheorghe, dar mi se pare că și jurnalul lui Bebe Michi a dat tag, Nicol, dacă vrea să-l facă, Ioana 114, Roxane BM, cine are plăcere? Fetelor nu este... E simpatic, așa să ne mai recunoaștem și gustul. Sper că videoul de astăzi v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să mă urmăriți pe Instagram, Genia Italian Style, să vă duceți în infobox, găsiți linkul blogului meu unde pun rețete. Cine vrea să fie urmărit sau urmărită de mine în dieta Janina, să-mi trimită un email și ne vedem la următorul video. Ciao!